Dispoziție privind convocarea Consiliului Local Bucin în ședință ordinară. Primarul Comunei Bucin, județul Bacău. În temeiul dispoziției articolului 31 alineatul 1, articolul 68 alineatul 1 și articolul 115 alineatul 1 litera A din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare. Dispune articolul 1 alineatul 1. Se convocă Consiliul Local Bucin în ședință ordinară în data de 16 februarie 2017 orele 13 la sediul Primăriei Comunei Bucin. Ordinea de zi este următoarea. 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni de interes local ce se vor desfășura de beneficiari de ajutor social din Comuna Bucium în anul 2017-2018, inițiator primarul Comunei. 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea însușirii de către Consiliul Local Bucium a raportului de expertiză tehnică extrajudiciară întocmită pentru clarificarea unor aspecte referitoare la obiectivul de investiție modernizare drumul local în Comuna Bucium, județul Bacău, inițiator primarul Comunei. 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, inițiator primarul Comunei. 4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru investiția modernizare drumul local Sătești, în Comuna Bucium, județul Bacău, inițiator primarul Comunei. 5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice și devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție extindere rețea de alimentare cu apă în localitățile Bucium și Răcăuți, Comuna Bucium, județul Bacău, inițiator primarul Comunei. 6. Proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinanțării pentru obiectivul de investiție extindere rețea de alimentare cu apă în satele Bucium și Răcăuți, Comuna Bucium, județul Bacău, inițiator primarul Comunei. 7. Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și devizului general actualizat pentru obiectivul extindere rețea canalizare în satele Bucium și Răcăuți, Comuna Bucium, județul Bacău, inițiator primarul Comunei. 8. Proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții de extindere rețea de canalizare în satele Bucium și Răcăuți, Comuna Bucium, județul Bacău, inițiator primarul Comunei. 9. Diverse. Președinte, mulțumesc, domnule primar, pentru prezentarea ordinii de zi. Doamnelor și domnilor consilieri, pentru ziua desfășurarea lucrurilor ședinței, permiteți să supun spre aprobare conținutul procesului verbal de la ședința anterioară. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc! Dacă nu sunt completări la ordinea de zi, să supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc! Domnule primar, deci s-a aprobat unanimitate și procesul verbal și asta. Vă rog să ne prezentați expunerea de motive de la proiectul de hotărâre din punctul 1 al ordinii de zi. Raportul la proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni de interes local ce se vor desfășura de beneficiari de ajutor social din Comuna Bucium în anul 2017-2018. Doamnelor și domnilor consilieri, având în vedere prevederile legii numărul 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, precum și a normelor metodologice de aplicare a acestei legi, așa cum au fost aprobate prin hotărârea Guvernului României numărul 50/2012, propun Consiliul Local Bucium spre aprobare planul de acțiuni de interes local ce se vor desfășura în anul 2017-2018 de beneficiarii legii 416/2001 cu modificările și completările ulterioare. Propunerile din conținutul proiectului de hotărâre au avut ca fundament necesarul de acțiuni pe care am considerat că le putem întreprinde și realizate cu beneficiari de ajutor social în interesul comunității locale. Domnul viceprimar este persoana direct responsabilă de punerea în aplicare și respectarea acțiunilor cuprinse în plan, de pentru care, la propunerea acestea, am completat vechiul plan și cu alte activități considerate ca fiind binevenite pentru comună. Mai fac mențiunea că, potrivit dispozițiilor legii invocate, acest plan de măsuri constituie obligativitate pentru Consiliul Local, iar hotărârea se adoptă anual. Față de cele prezentate mai sus, vă rog să analizați și să dezbateți pe marginea acestui proiect și ce s-a aprobat. Cred că ați citit cu toți planul. Ca și anul trecut, sunt cam același lucrări, spartrenii, curățenii pe șanțuri, organizare, tot ce mai... Cred că ați citit fiecare planul de acțiune. Domnule președinte, mulțumesc, domnule primar, pentru expunerea prezentată. Rog doamna președintele Comisiei de Juridice să pună punctul la sus punctul de vedere în urma analizii pe proiectul de hotărâre pe comisie. Mulțumesc.
Membrii Comisiei Juridice au analizat proiectul de hotărâre inițial de către domnul primar și privitor la planul de acțiune de interes local și acesta a fost aprobat în unanimitate. Mulțumim. Mulțumesc, doamna președintă. Dacă sunt înscrieri la cuvânt pentru dezbaterea proiectului de hotărâre. Sunt înscrieri? Nu. Vă mulțumesc. Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Domnul primar, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. Vă rog să prezentați expunerea de la punctul 9 de ordinea de zi. Raport privind inițierea proiectului de hotărâre referitor la însușirea de către Consiliul Local Bucium a raportului de expertiză tehnică extrajudiciară întocmită pentru clarificarea unor aspecte referitoare la obiectivul de investiție modernizare drumul local în Comuna Bucium, județul Bacău. Doamnă și domnule consilier, proiectul de hotărâre pe care îl prezint astăzi se referă la însușirea de către Consiliul Local Bucium a raportului de expertiză tehnică extrajudiciară întocmită pentru clarificarea unor aspecte referitoare la obiectivul de investiție modernizare drumul local în Comuna Bucium, județul Bacău. În concret, este vorba despre raportul de audit întocmit de Camera de Conturi a județului Bacău cu ocazia controlului efectuat în perioada august-septembrie 2016 și a deciziei numărul 50/13/09/2016 emisă de această instituție în care s-a stipulat la punctul 7 din partea de constatări și la punctul 7 din partea de dispozitiv luarea de măsuri de către primarul Comunei Bucium, întinderea prejudiciului și recuperarea acestuia de la SC Phoenix Transbac SRL Bacău. Cu privire la aspectele constatate de Camera de Conturi Bacău, am informat Consiliul Local și în ședința de Consiliu în care s-a discutat raportul Camerei de Conturi. Este vorba despre constatarea necurelării cantităților de balast, mixtură asfaltică și beton asfaltic transportate cu capacitatea maximă autorizată a autovehiculelor utilizate la transportul acestora. Camera de Conturi Bacău a stabilit negalitatea pretinderii și facturării unei cantități de mixtură asfaltică mai mare decât capacitatea maximă admisă din mijlocului de transport. S-a procedat la recalcularea deviziilor facturate de către constructor cu bonuri de transport și sarcina utilă maximă autorizată autovehiculor, rezultând o diferență nejustificată de 1,068 tone balast, la care s-a aplicat tariful de transport de 12,33 lei pe tonă și TVA 24%, astfel încât diferența valorică încasată necovenită de societate fiind estimată la suma de 17.576 lei. La această sumă se adaugă și suma de 5.233,3 lei provenită din recalcularea pe același principiu a unei alte categorii de mixtură asfaltică, precum și suma de 53.453 lei pentru o altă categorie de mixtură. Întrucât sumele prevăzute mai sus au fost stabilite prin decizie împotriva ordonatorului de credite care trebuie să ia măsuri de recuperare, iar din discuțiile purtate cu reprezentantul societății a rezultat că ceea ce a constatat Camera de Conturi este abuziv. Am solicitat efectuarea unui raport de expertiză autorizat, astfel încât să avem și părerea unui specialist cu privire la aceste aspecte. Din conținutul raportului de expertiză tehnică extrajudiciară, întocmit de inginer Cuzen cu Florin Virgil, a rezultat concluzia erămată trasă de inspectorul Camerei de Conturi, precum și necompetența acestor de a verifica și sancționa depășirea maselor autovehiculelor pe care circulă pe drumurile publice. Lucrările fiind realizate în conformitate cu proiectul tehnic și cu prevederile caietului de sarcini. În vederea aducerii la cunoștință acestor demersuri, am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care am solicitat însușirea de către Consiliul Local Bucium a expertizei tehnice pe care vă rog ca după analiză și dezbatere să o aprobați. Aici este vorba de Curtea de Conturi. Mi-a imputat banii că nu trebuia să pună acei 20-30 de tone pe mașină și trebuia să pună 20. Nu era de competența lor. În lege spune clar că numai ăștia cu drumurile, cu cântarul, sunt alte competență. Și am considerat, le-am spus la ăștia de la Phoenix, pagubă adusă, i-au spus că au făcut drumul conform proiectului și conform proiectul de sarcini. Au venit și expertul, o analizat, o măsurat, drumul mai lat, e și mai lat, și mai gros, și mai... Înseamnă că cantitățile drumului este efectuat conform caietului și proiectului, înseamnă că drumul e... Nu contează cât au pus ei pe mașină. Nu erau de treaba
treaba Curții de Conturi să analizeze și să estimeze prejudiciul. V-am adus la cunoștință, așa cum v-am adus la cunoștință decizia lor, v-am adus la cunoștință și această expertiză pe care cred că ați citit-o, era în spatele, da? La hotărâre. Domnul președinte? Continuă de ordinată într-o expunerea de motivă și compunită și proiectul de hotărâre. Doamna președinta comisie, vă rog să vă spun punctul de vedere. Să vă exprimați punctul de vedere. Da, membrii comisiei au analizat proiectul și au fost de acord în unanimitate. Mulțumesc, doamna președinte. Dezbateri la pe marginea proiectului de hotărâre. Cine se înscrie la cuvânt? Domnul consilier, altcineva? Nu mai sunt înscrieri, vă mulțumesc. Aveți cuvântul, domnul consilier. De altfel, noi am discutat problema aceasta ridicată de Curtea de Conturi și atunci când a trebuit să ne însușim întreg raportul. Unde erau și alte probleme constatate aici. Faptul că s-a făcut o expertiză este o inițiativă foarte bună, consider. Și nu știm care este răspunsul Curții de Conturi la expertiza efectuată. Pentru că, nu știu de ce, cred că ei nu vor ceda atât de ușor chiar pe expertiză în față și cred că se va ajunge în o distanță. Toată chestia asta. De aceea că e bine ca noi să fim pregătiți, că e posibil ca Curtea de Conturi să nu fie mulțumită cu simpla decizie și simpla expertiză și eu, părerea mea este că trebuie să mergem mai departe, că din ceea ce reiesu și expertul care a făcut, într-adevăr, când nu s-o căra cu 30 de tone, asta poliția constată la că prindea asta. Organele competente. Organele competente. Poate într-o mașină a pus 35, într-o mașină a pus 25. Și pe total tot ieșea într-un fel. Nu Curtea de Conturi, vei tu pe urmă măsori să spun nimic că i-a pus în mașină și n-au măsurat nimic. N-au măsurat nimic. Tocmai de asta spun că din alte precedente, Curtea de Conturi nu o să se mulțumească cu asta și noi să fim pregătiți ca să acționăm mai departe. În rest, îmi însușesc acest raport și mai ales faptul că s-a făcut expertiză, asta a fost un lucru extraordinar. În primul rând, dă foarte rău pentru imagine. Pe imagine, sigur că dă foarte rău la București, de unde ne-au trimis banii de la PNDL-ul. Dă foarte rău. Tocmai la asta mă refer, că Curtea de Conturi nu o să mulțumească cu asta și e sigur să mergem. O să mergem în instanță și o să aprobăm banii care se cheltuiesc, să plătim acolo în instanță, să demonstrăm într-adevăr că consultorul s-a achitat dimisiunea pe care a fost încredințată, solicitat din căștul de sarcini de acolo. El la asta trebuia să facă. Sunt făcute recepții pe etape, pe drum. Da, și controlul este, au fost dirigite de șantier care răspundea de inspecția de stat. Sunt atâtea organe abilitate care să facă acest lucru. Procese verbale pe faze. Da, urmează, păi da. Procese verbale pe faze însemnate de toată lumea. Da. Ce-ați vrea? Curtea de Conturi stau unul jumătate degeaba pe aici? Nu trebuie să constat. Iau bani. Centrul, dacă sunt toate furii, ce rost mă au ei? Atât am spus. Mulțumesc, domnul consilier. Dacă mai știu, mă scrie la voi. Nu. Să pun la vot. Cine este pentru aprobarea? Împotrivă? Abțineri? Domnul primar, punctul proiectului de hotărâre a fost votat în unanimitate. Să trebuie, vă rog, să ne prezentați expunerea de motive la proiectul de hotărâre numărul 3 din 9 de zi. Expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău prin adresa numărul 103 din loc 02-2017 înregistrată la Primăria Comunei Crucea sub numărul 685 din 902-2017
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău a solicitat aprobarea cotizației anuale la patrimoniul asociației motivat de prevederile ordonanței de guvern numărul 26-200 cu privire la asociații și fundații cu modificările și completările ulterioare, necesitățile financiare pentru implementarea în bune condiții a proiectului, extindere și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Bacău, adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău a propus în ședința din data de 02.02.2015 cotizația la patrimoniul asociației după cum urmează. Pentru localitățile de rangul 3, cuprinse în proiectul de extindere și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Bacău, 20.000 de lei, Slănin Godova, 3.000 de lei, comunele cuprinse în lista de investiții prioritare 2014-2020, 1.000 de lei, comunele fără investiții în infrastructură de apă și canalizare, 100 de lei. Având în vedere faptul că, virgulă, comuna Bucium face parte din ultima categorie din cele enumerate anterior, am inițiat acest proiect de hotărâre pe care vă rog, doamnă și domnule consilier, să-l aprobați în formă prezentată. Aici este vorba de cotizația la DIP. Noi nu beneficiem. Beneficiem de investiții, dar pe contul nostru, pe lucrarea noastră, nu, de la, nu prin, prin asociații. Noi beneficiem de așa ceva, fiindcă am umblat, am alergat și deja am primit aprobarea, după cum știți, 2 milioane de euro pentru apă și canalizare. Domnule primar, rog președintele comisiei să-și prezinte punctul de vedere în urma analizii proiectului de hotărâre comisia. Prin membrii trebuie să fie cotizați. Aviz favorabil. Nu, eu sunt mai mare, 100 de lei. Da. Să fim acolo. Că și noi avem nevoie de avize, avem nevoie de avize și din partea lor și pentru lucrarea care o să o avem. Onești nu-s membri, adică și... Mulțumesc, domnule președinte. Dezbateri. O scrie la cuvânt? Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, supun la vot. Cine este pentru aprobare? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiectul a fost aprobat în unanimitate. Domnule primar, vă rog să ne prezentați conținutul proiectului hotărârii la numărul 4 din ordinea de zi. Raportul venind din inițierea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați pentru investiția în modernizare drumurilor locale Sătești în comuna Bucium, județul Bacău. Doamnă și domnule consilieri, proiectul de hotărâre pe care vi-l prezentați se referă la aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați pentru investiția în modernizare drumurilor locale Sătești în comuna Bucium, județul Bacău. Motivația inițierii acestui proiect de hotărâre a fost determinată de prevederile articolului 292 aliniatul 1 litera B din nou cod fiscal aprobat prin legea numărul 225/2015, în care se stipulează că începând cu data de 1 ianuarie 2017, nivelul cotei de TVA este de 19%. Prin urmare, în vederea continuării investiției cu privire la modernizarea drumului din comuna Bucium, este necesară actualizarea devizului. Mai fac precizare că la actualizarea sumelor s-a avut în vedere cursul leu euro la data de 2 februarie 2017. Totalul general al investiției actualizate conform celor de mai sus este de 3.075.398 lei, respectiv 678.342.000 euro, din care ce plusem 2.797.395.000 lei, respectiv 617.022.000 euro. Consider că argumentul analizării acestui subiect pe ordinea de zi de azi este bine justificat, de pentru care propun aprobarea proiectului de hotărâre în formă prezentată. Aici modificarea, după cum știți toată lumea, s-a trecut la 19%, trebuie să intrăm în horă și să facem cheile cum trebuie. Mulțumesc, domnule primar. Domnule președinte al comisiei, vă rog să vă spuneați pentru de vedere în analiză. Comisia aviz favorabil. Mulțumesc, domnule președinte. Înscrieri la cuvânt. Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, supun spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu majoritate. Domnule primar, vă rog să-mi prezentați conținutul proiectului de hotărâre numărul 5 din ordinea de zi. Raport privind inițierea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea indicatorilor tehnico-economice și de vizul general actualizat pentru obiectivul de investiții, extinderea rețeaua de alimentare cu apă în localitățile Bucium și Răcăuș, comuna Bucium, județul Bacău.
Doamnă și domnule consilier, proiectul de hotărâre pe care vi-l prezentați se referă la aprobarea indicatorilor tehnico-economici și de viziu general actualizat pentru obiectivul de investiție extindere de rețea de alimentare cu apă în localitățile Bucium și Lăcăuți, comuna Bucium, județul Bacău. Motivația inițierii acestui proiect de hotărâre a fost determinată de prevederea articolului 292.1.3 în noul cod fiscal aprobat în legea numărul 225/2015, în care se stipulează că, începând cu data de 1 ianuarie 2017, nivelul cotei de TVA este de 19%. Prin urmare, în vederea continuării investiției, faza de studiu de fezabilitate cu privire la extinderea alimentării cu apă este necesară actualizarea devizului. Mai fac precizarea că la actualizarea sumelor s-a avut în vedere cursul euro la data de 17 iunie 2016, data avută în vedere la întocmirea devizului general inițial. Totalul general al investiției actualizate conform celor de mai sus este de 3.357.815.000 lei, respectiv 780.028.000 lei, din care C plus M 2.979.773.000 lei, respectiv 656.989.000 euro. Consider că argumentul analizării acestui obiectiv de ordine de zi de astăzi este bine justificat, de pentru care propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. Și aici este vorba de tot la fel, să trece la 19%. Domnule președinte, domnule președinte, al Comisiei, vă rog să vă exprimați punctul de vedere. Trebuie să fost calculat cu 20% la cursul din luna, din vară, din iunie. Atunci am depus. Iunie, dar atunci am depus de vizu, s-au dat o sumă, mulțită cu 20%, a rezultat o sumă. Acum, dacă a scăzut TVA-ul conform nouă cod fiscal, la 19%, e altă sumă. E altă sumă, deci 1% din total valoare se dă jos. De asta se face calcularea, vizi favorabil. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul consilier, doamnă și domnule consilier, la cuvânt. Nu sunt oscuri la cuvânt. Sunt pun spre aprobare. Cine este pentru proiectul de hotărâre prezentat? Împotrivă, abțineri? Proiectul de hotărâre a fost aprobat în majoritate. Domnul primar, vă rog să reprezentați expunerea motive de la proiectul de hotărâre numărul 6 din ordinea de zi. Raport prin inițierea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea confinanțării pentru obiectivul extinderii rețelei de alimentare cu apă în localitățile Bucium și Lăcăuți, comuna Bucium, județul Bacău. Doamnă, domnule consilier, proiectul de hotărâre pe care vi-l prezentați se referă la aprobarea confinanțării pentru obiectivul extinderii rețelei de alimentare cu apă în localitățile Bucium și Lăcăuți, comuna Bucium, județul Bacău. Motivația inițierii acestui proiect de hotărâre a fost determinată de includerea pe ordinea de zi a subiectului de la punctul 5, aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizat și devizul autorizat la obiectivul de investiție extindere rețea de alimentare cu apă în localitățile Bucium și Lăcăuți, comuna Bucium, județul Bacău. Pentru că s-a analizat proiectul de hotărâre și s-a propus aprobarea acestuia, trebuie aprobată și confinanțarea cu noua valoare prevăzută în devizul general neeligibil la cursul lei euro din data de 17.06.2016, respectiv de 386.598 lei, inclusiv TVA, din care C plus M 124.950 lei, inclusiv TVA. Concluzia este că din momentul în care s-au autorizat indicatorii tehnico-economici și devizul pentru această investiție, trebuie aprobat și confinanțarea. Pentru că tot subiectul supus analizei la punctul 5 al ordinii de zi este în strânsă corelație cu cel de la punctul 6, propun analizarea, dezbaterea și aprobarea proiectului de hotărâre în formă prezentată. Aici e vorba despre confinanțarea proiectului de noi. Domnul președinte, mulțumesc, domnule primar, pentru prezentarea expunerii din motive. Domnul președinte al Comisiei, vă rog să vă exprimați punctul de vedere la Comisiei. Exact, la punctul 5, aveți să vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă sunt înscriuri la cuvânt, în vederea dezbaterii. Nu, sunt înscriuri la cuvânt. Vă mulțumesc. Se pun pe aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiectul hotărâre a fost prezentat în unanimitate. Domnul primar, o să ne prezentați expunerea de motive a proiectului hotărâre la punctul numărul 7 în ordinea de zi. Raport privind inițierea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea indicatorilor tehnico-economice și de viziu general actualizat pentru obiectivul de investiție extindere rețea de canalizare în localitățile Bucium și Lăcăuți, comuna Bucium, județul Bacău. Doamnă și domnule consilier,
Proiectul de hotărâre pe care vi-l prezentați se referă la aprobarea indicatorilor tehnico economice și de risc general actualizat pentru obiectivul de investiție extindere rețea de canalizare în localitățile Bucim și Răcăuți, comuna Bucim, județul Bacău. Motivația inițierii acestui proiect de hotărâre a fost determinată de prevederea articolului 292.1 litera B din nou cod fiscal, aprobat prin legea numărul 225/2015, în care se stipulează că, începând cu data de 1 ianuarie 2017, nivelul cotei de TVA este de 19%. Prin urmare, în vederea continuării investiției faza studiu de fezabilitate, cu privire la extinderea rețelei de canalizare, este necesară actualizarea revizorului. Mai fac precizarea că la actualizarea sumelor s-a avut în vedere cursul euro la data de 17.2016, data avută în vedere la întocmirea devizului general inițial. Totalul general al devizului eligibil actualizat conform celor de mai sus este de 4.968.738 lei, respectiv 1.095.521.000 euro, din care C plus M 23.961.495.000 lei, respectiv 867.442.000 euro. Iar totalul din devizul neeligibil este de 306.107, respectiv 67.491.000 euro, din care C plus M 109.018.000 lei, respectiv 24.037.000 euro. Consider că argumentul analizării acestui obiectiv pe ordinea de zi de astăzi este bine justificat și pentru care propun aprobarea proiectului de hotărâre în formă prezentată. Am avut apa, acum trecem din canalizare pe aceeași problemă. Mulțumesc, domnule. Mai atent la prezentarea proiectului de hotărâre. Domnul președinte. Punctul de vedere al comisiei, de acord. Vă mulțumesc, domnule președinte. Înscrie la cuvânt. Dezbaterea proiectului de hotărâre. Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, supun spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc, domnule primar, pentru că hotărârea a fost aprobată în unanimitate. Pentru că vă prezentați conținutul proiectului de hotărâre la punctul numărul 8 de ordine de zi. Raportul inițierea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea cofinanțării pentru obiectul de extindere rețelei de canalizare în localitățile Bucim și Răcăuți, comuna Bucim, județul Bacău. Doamne și domnul consilier, proiectul de hotărâre pe care vi-l prezentați se referă la aprobarea cofinanțării precum pentru obiectivul extindere rețelei de canalizare în localitățile Bucim și Răcăuți, comuna Bucim, județul Bacău. Motivația inițierii acestui proiect de hotărâre a fost determinată de includerea pe ordinea de zi a subiectului de la punctul 7, aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați și devizul actualizat la obiectivul de investiție extindere rețea de canalizare în localitățile Bucim și Răcăuți, comuna Bucim, județul Bacău. Pentru că s-a analizat proiectul de hotărâre și s-a presupus aprobarea acestea, trebuie aprobată și cofinanțarea cu noua valoare prevăzută în devizul general neeligibil la cursul lei euro din data de 17.06.2016, respectiv 306.107 lei, inclusiv TVA, din care C plus M 109.018 lei, inclusiv TVA. Concluzia este că din momentul în care s-a actualizat indicatorul tehnico-economic și devizul pentru această investiție, trebuie aprobată și cofinanțarea. Pentru că subiectul supus analizei la punctul 7 al ordinii de zi este în strânsă corelație cu cel de la punctul 8, propun analizarea, dezbaterea și aprobarea proiectului de hotărâre în formă prezentată. Aici e vorba despre cofinanțare, domnule președinte. Vă rog să domnule primar. Vă luați în serios activitatea. La fel ca la punctul 7, abis favorabil. În vorba de cofinanțare, participarea noastră, care am fost de acord. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi scrie la cuvânt. Dacă nu sunt înscris la cuvânt, să pun spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. Doamnelor și domnilor consilieri, nu vreau să plec cu vederea faptul că nu prea sunt înscris la cuvânt pe marginea dezbaterii proiectelor de hotărâre. Asta denotă faptul că atât proiectul de hotărâre, cât și expunerea de motive a acestora au fost înțelese de dumneavoastră și vă mulțumim pentru faptul că apreciați
atât proiectul de hotărâre, cât și efortul inițiatorul acestor proiecte. Vă mulțumesc frumos! De asemenea, trecem la următorul punct de vedere, la ordine de zi, la următorul punct și respectiv diverse. Dacă aveți probleme... Dacă sunt probleme în zona dumneavoastră de competență și ăsta vă rog să vi le prezentați. Eu vi-l ascult cu plăcere. Domnul primar vă stă la dispoziție, notăm. Domnul Mătrești. Dacă nu sunt înscris la grupul, nici la următorul punct de vedere, declar lucrările ședinței închise. Vă mulțumesc pentru participare. Trebuia pentru aceste...